Hi, this is Mihnea. Welcome to Romanian Hub, the ultimate Romanian language learning portal. In this episode of Romanian Reading Lesson for Advanced Learners, I will continue reading from Romanul Adolescentului Miop, Diary of a Short-Sighted Adolescent by Romanian writer Mircea Eliade. Hai să începem! Let's start! Pagina 15. Conflict între cine? Iată ceea ce mă împiedică să încep primul capitol. Nu mi-am hotărât intriga. Eroul sunt eu. Aceasta e tot ce știu. Romanul va cuprinde crizele și sfârșitul adolescenței mele. Firește. Mă voi zugrăvi și analiza alături de alți prieteni și tovarăși de școală. Dar subiectul romanului meu trebuie să-l inventez. Și pentru că nu cunosc subiect fără eroine, trebuie neapărat să introduc pe vară mea. Am încercat. N-am putut scrie nici o pagină. Mi se părea că trebuie să scriu ca într-un roman, atent, înflorit, exagerat. Am înțeles că mă depărtez de ceea ce puteam spune eu, că repetam scene citite în cărți. Și atunci amânam iar capitolul. Care ar putea fi subiectul romanului? Dragostea mea către eroina din vilegiatură. Nu. Eu n-am iubit. Nici unul dintre prietenii mei nu a iubit așa cum se află în romane. Nu știu dacă ar putea interesa un fapt sufletesc pe care autorul însuși nu-l cunoaște. Și apoi, eu nu cred că dragostea e ceea ce se poate surprinde mai interesant în adolescență. Nu cunosc decât adolescența noastră. Dar oare nu trebuie să scriu numai despre ea? Eu am cunoscut crize mai interesante și o parte din prietenii mei le-au cunoscut. Trebuie să caut un eveniment în jurul căruia să se întâlnească toți eroii romanului. Aș fi fericit să găsesc un conflict. Atunci planul de lucru ar fi simplu. M-aș mulțumi să prezint, rând pe rând, personajele, nici unul întrecând 17 ani. Aș lămuri apoi conflictul. And that's the end of another episode in the Romanian Reading Lesson for Advanced Learners series. If you want to get this book in English, follow the link in the description below. And don't forget to subscribe. In that way, you won't miss the next episode. Ciao! This is Mihnea, signing out from Bangkok.